Casa, chiar cale, perfect. Sigur, el fac imposibil. Da? Dar mișcările pe care le fac într-o tehnică trebuie să se conducă acolo. Deci dacă aș face mișcarea așa, da? Mă voi, măi, da? Mă va fi sub el, să văd? Mă va putea să blocheze, să blocheze. Și ar fi să fie import. Da? Dacă mișcarea este sus, diferența e infimă. Da? Apoi, dacă îl blochez aici, da? Va trebui să nu fim. Dacă am uitat aici, da? Trebuie să-i facă nimic. Automat, după ce am trecut în altul în față, da? Urmează o izuri. Unde o să ai? Lovesti eu. Cum o să blochezi, așa? Imposibil. Da? 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 Deci, trebuie să ajung, trebuie să ajung aici. Cât mai repede, stai. Ajung aici cât mai repede, da? Poziția asta. Unde poți face o tehnică. Cum poți ajunge? Încerci. Ca și la tehnicile fără arme, complicate, pentru că mă rogăște. Da? Sau să putem drum. Această
se deplasar, eu preciso să să fac invers, da? Vine din tehnicile de sabie. Ce să fac? Pentru și panaghe sau orice altă tehnică, că eu cum merg în da? Sau uitați, eu nici nu contează numai ce se zice se întâmplă pe parcurs, da? Tare! Lasă și sunt aici. Hai! Lasă și sunt aici. Am blocat. Stați o tehnică simplă. Da? Mai poate încep întâi. Uite. 1. 2. Încep. 1. 2. Acum l-am eliberat. Acum l-am fixat. Da? Asta l-am ținut. Nu poate da drumul bastonului. Bine, bastonul folosește ca să mă amplific forța. Mâna din față. Am prins, da? Este puternic, este nu poate de ridicat, pentru că bastonul este cel care începe brațul. Da? Dacă aș face așa,
Iar de drum, da? Mi-ar trage una, așa ca să mă văd minte să nu mai duc prostii. Da? Da? Pe când așa? Deci, el nu, ca, nu face mișcările pentru fac așa, lasă-ne. Așa? Da? Și apoi e lichid, da? Da? Și apoi te fac așa. El nu pică să ține bastonul, să-mi fac eu toate fițele cu el. Nimeni nu o să facă asta, poate la antrenamente, dar în realitate nimeni nu o să facă. Da? Deci, a prins, jos, da? Acum uita acum. Da? Îmi mai dau și una. În spate, de prea. Bun, să revenim la mișcarea noastră. 1, 2, 3. Încă o dată. 1, 2, 3. Încă. 1, 2, 3. Carpați. El are niște slăbiciuni. Una morală, în primul rând. Așa. Și alte
datele fizice. Unul din, una din slăbiciunile fizice este degetul mare, acest deget opozabil, care este unul dintre cele mai gingașe părți ale braților lui. Asupra căreia pot face, pot face orice tehnică, da? Îmi reușește. Dacă reușesc să o fac în felul ăsta. Un alt lucru este important, că faptul că centrul lui de greutate se află undeva prin zona asta. Depinde, unde e mai grea și altul mai grea. Pe măsură ce mă ridic sus, centrul lui de greutate e mai puțin important. Dacă vreau să-l împing, aici va fi greu, da? Aici va fi mai ușor, da? Aici va fi ușor de tot. Dacă eu nu le-am treburile astea în subconștient, este greu să faci aikido. Da? O să iau să-l împing aici, ca să pot să-l dau. Când așa? Fără niciun fel de efort. Da? Deci, și o minute. Capul, corpul a omorât capul, ați văzut? Capul, cel care l-a tras.